Treabă, foarte multă treabă aici. Unde te-ai băgat, draga de tine? Mai sunt și libelule. Libelulele astea albastre, ia uite-le. Dar sunt și câte două, că se împerechează. Uite și albine de toate felurile. Mai mari, mai grase, mai slabe, mai puternice. Uite una, nu s-a băgat acolo. S-a gândit ea că găsește mai dihai ceva. Da, la fiecare. Fiecare floricică în parte. Ia uite-le și pe albăstrelele. Uite-o. Ia uite-o. Plin de ele aici, că e balta asta și... Da. Uite-o. Uite-o. Iubita. Hai să vedem, te prind? Sau nu vrei să fii în centru? Nu te-am prins. E greu, că până focalizează, da? Da. Cei care au aparatură specializată pentru așa ceva, e mult mai ușor de făcut. Dar asta au și ei la pândă. Uite cum apar murele. Da. E plin de mure, de zmeură. Uite și alunele. Ia uite alunele. De ce drăguțe sunt. Super. Uite. Vezi? A, și când te gândești cât e de gustoasă. Are ceva alune data asta. Am trecut, n-o prea avut. Dar nu asta are. Ia uite. Uite-le. Oh! Alune de copac. Da. Asta e. Uite, zmeura plină. Apar îndată și afinele. Cireșul deja. Cireșele deja sunt gata. Dar din astea la rând. Nu? Uite câtă zmeură am cules. O caserolă de zmeură. Eu duc lui Luca. Îi place foarte mult. Adevărul că și mie îmi place, dar când știu cât de mult îi place lui, îmi ajunge mie. Să aveți o vară super, super. Mă duc să citesc.